Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Orice s-ar întâmpla în jur, racii vor trata totul cu simțul umorului. O atitudine pozitivă te va ajuta să faci față eșecurilor și să te salvezi de posibile conflicte grave. Dacă vrei să construiești o relație cu cineva, atunci nu aștepta inițiativa celuilalt, fă primul pas. Luna este bună pentru călătorii. În raci, în iunie va avea loc o schimbare în câmpurile energetice. Din acest motiv, reprezentanții semnului vor deveni mai puțin întreprinzători și inactivi. Între timp, la începutul verii, Jupiter va migra în sectorul superior al astrogramei tale natale, demarând un puternic proces de transformare și prevestind pentru anii care vor urma un succes incredibil, chiar și peste 10 ani. Așa că este timpul să-ți rezervi un viitor mai strălucit, este chiar după colț. La începutul lunii iunie, racii tipici vor fi purtați de un val de transformări majore. Cu toate acestea, în ciuda sprijinului rudelor, prietenilor, aliaților, mulți raci se vor simți singuri și nu pe deplin încrezători. Tendințele pozitive vor începe să predomine la mijlocul lunii, dar în a doua decadă a lunii iunie, este important să nu pui botul la tot felul de iluzii. Problemele pot afecta sfera parteneriatului, iar obstacolele din planuri și fapte nu sunt excluse. Până la sfârșitul lunii iunie, racii își vor găsi echilibrul interior, dar chiar și aici este important să nu-ți supraestimezi capacitățile. Iunie pentru raci are orientare socială și profesională pronunțată. Cu toate acestea, pentru reprezentanții liberei zodiei, viața personală poate străluci cu culorile curcubeului. Nu aștepta. Prinde norocul de coadă. Dragoste. Relațiile dificile vor fi în sfârșit înlocuite de o adevărată idilă. Racii care au o familie se vor putea bucura de seri plăcute împreună. Mulți își vor putea aminti acele sentimente care au fost de mult uitate. Profită de această șansă de la stele și stabilește-ți o viață intimă. Datorită atractivității tale, vei primi o atenție sporită din partea sexului opus, iar acest lucru va adăuga gelozie partenerului tău. Dorești să menții relația cu partenerul? Trebuie să înveți să nu pui presiune asupra lui. Arată înțelepciune și tact și devii mai înțelegătoare pentru a doua jumătate. Nu te aștepta la miracole, va trebui să lupți pentru o atitudine bună. Dacă faci ceea ce trebuie, atunci dragostea și armonia vor domni în casa ta. Sănătatea. În iunie, racii nu se vor plânge de sănătatea lor, dar numai cu condiția să-ți asculți corpul și să răspunzi la toate semnalele lui. În prima jumătate a lunii, trebuie să protejezi sistemul genitourinar. Ar trebui să eviți hipotermia și să monitorizezi cantitatea de lichide pe care o bei. Experimentarea cu preparate exotice este contraindicată pentru tine, deoarece riscul de indigestie și intoxicare alimentară va crește. Chiar și alimentele familiare trebuie alese cu grijă. Atenție la datele de expirare. La începutul verii, distonia vegetovasculară se poate agrava, care se va manifesta prin creșterea tensiunii. Persoanele care suferă de hipertensiune arterială ar trebui să fie deosebite de atente. Elimină cofeina și nu bea alcool. Fă-ți o regulă să fii mai mult timp în aer liber și să dormi suficient. Odihna activă și chiar și într-o companie bună, asta este exact ceea ce ai nevoie. Vei avea suficientă energie pentru activități fizice. Banii. În primele două decade ale lunii iunie, succesul în carieră va depinde nu numai de eforturile tale personale, ci și de acțiunile echipei și ale partenerilor. Dacă echipa ta a dezvoltat relații bune de egalitate, atunci poți fi sigură că vei face față oricărei sarcini. Dacă trebuie să lucrezi într-o atmosferă inconfortabilă pentru tine, atunci ai răbdare. Acum este mai probabil ca racii să aibă conflicte la locul de muncă și cu colegii. Nu fii surprinsă dacă cineva transferă îndatoririle către tine sau face partea sa cu rea credință. Contează doar pe tine și pe eforturile tale. Perioada dificilă se va încheia după 25 iunie. La sfârșitul lunii, poți conta pe un profit bun.
Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!